Flor. De ce să mi-a pasă ce știți mai bine? România, din nefericire, se află în coada clasamentului atunci când vine vorba de nivelul de trai ori de combaterea corupției, de infrastructură sau de sistemul de sănătate. Totodată ne aflăm și în vârful topurilor atunci când vorbim de trafic de persoane. Este o afirmație dură, dar adevărată. Principalele rețele de trafic de carne vie sunt din România. Aceste organizații trimit tinere în Europa pentru a fi exploatate sexual. Dacă unele dintre aceste fete acceptă de bunăvoie să se prostitueze, multe dintre ele ajung în bordelurile europene fără voia lor, fiind răpite, bătute și drogate. Dar ce trebuie să înțelegem este că atât cele care par să aleagă de bunăvoie acest drum, cât și cele care sunt obligate să o facă, trăiesc zilnic rutina violenței, umilinței și a fricii. În fiecare an sunt identificate în România în jur de 500 de victime ale traficului de persoane, conform unor statistici publicate la finalul anului 2019. Statisticile sunt dureroase, ajutându-ne însă să vedem dimensiunea acestui flagel. 43% dintre persoanele traficate sunt copii și 70% sunt exploatate sexual. Victimele provin din toate zonele țării, dar în ultimii ani, cea mai ridicată incidență a traficului de carne vie se înregistrează în sud-estul țării. Județele Dolj, Bacău, Galați, Iași și Teleorman ocupă invariabil poziții fruntașe. Astăzi am ajuns la Roșiori de Vede, un oraș mic din județul Teleorman, cu o populație de aproximativ 20.000 de oameni. Câți ani avea fata dumneavoastră când a... Când a dispărut? 23 de ani. Făcea în august. Deci a dispărut în mai și în august făcea 23. Iar acum, în august face 30. Da. Un copil cu minte. De fapt, am doi copii. Am zis că au fost prea cu minți și nu știu de ce se întâmplă pe dos. Aici cu fratele ei, tot așa când eram mai micuți. Nu dau seama cu băiatul dacă e la 27 de ani. Băiatul dumneavoastră este medic. Diferență 3 ani. Da, medic rezident. În Craiova, pe medicină internă. Aici, la noi, la biserică, se botează la majorat. Vârste mari, că nu ca la ortodox copil. El cere, conștientizează. Și aici e oficierea evenimentului de botez în bazin. Mai mulți candidați au fost și aici e pastorul. La dumneavoastră se zice preot, la noi pastor. Da. Cu candidații de botez în halate albe, prin scufundare. Aici suntem împreună. Eu cu amândoi copii, deci fata și băiatul, cum erau mai micuți. Și aici iarăși eram plecați pe la munte. Amândoi copii. Și băiatul și-a duce cam cu mine spuse că... Aici tot. Aici e chiar bazinul de botez. Da. Scufundare. Aici iarăși suntem plecați.
Plecați, în vacanță, concediu. Ce vă mai amintiți din ziua dispariției? Era într-o zi de sâmbătă în care noi frecventăm Biserica Adventistă. Noi ne-am întors la țară și a rămas la prânz aici, la apartament. Și seara urma să vină și ea la țară. Noi așteptam acolo. Am ținut legătura telefonic după ce s-a terminat serviciul divin, cum se zice la noi, așa, serviciul religios. Și mami vin, trec pe la apartament, mă schimb. Dumneavoastră nu ați fost la biserică? Am fost dimineața și noi ne-am dus la țară. S-a dus și după amiază fata, da. Și apoi urma să vină la Coșoteni. Ne-a răspuns, cred că la vreo 3-4 apeluri. Din 10-10 minute o sunam, ce faci mami, am plecat, ce faci mami, zice... Da, am fost la apartament, am luat din frigider ce i-am spus eu să ia pentru la țară. Iarăși am sunat-o, mami, sunt pe drum, așa s-a exprimat. La un moment dat, după calculele mele, zic, trebuia să cam ajungă. Sunt doar 2 km. Hai 3 până aici. O sun iarăși și îmi respinge apelul meu. Mă obișnuia să fac așa, avea cartelă Frog pe vremea aceea, știți, cu multe minute, eu aveam abonament și avea minute mai multe și de obicei zicea, las câte sun, eu mami să nu consum. Lejeră, eu că mă sunea înapoi, păi stau câteva secunde, nu mă sună. Deja m-am alarmat de ce nu m-a sunat înapoi. Sun iarăși, fac apel și vorbește robotul. Închizi telefon. Deci e clar că atunci au văzut că era trecută mami în telefon. La ce oră se întâmplă asta? În jur de 8 și 10 și un sfert. Seara? Seara. Oricum nu apusese soarele, apune soarele pe la 8 și 20 și când apune soarele nu e întuneric, știți, dar când apune soarele începe deci era să lumină. Îngucească. Era încă lumină, da. Și apoi ne-am alertat. Am plecat de la țară, am venit după, am venit la poliție, am făcut soțul plângere, sau cum se numește. Ați venit chiar pe același drum pe același care... Drum, pe același drum, pe singurul drum. Nu se poate pe între... E singurul drum între Coșoteni și unde stăm noi, e singurul drum pe care... Și roșiorii de vede. Da, printr-o pădure. Asta e impactul, că povestea mai delicată, că e o perioadă de pădure. La o săptămână de la acest eveniment nefericit, o femeie declară că a văzut momentul în care fata dumneavoastră a fost răpită. Trecea exact pe acest drum cu bicicleta, mergea spre roșiorii de vede, a avertizat-o pe fata dumneavoastră că sunt două persoane de etnie romă în stare de ebrietate, care este posibil să o rănească. Ce vă mai aduceți aminte? Femeia respectivă ne-a contactat prin niște vecini, cam după 2 săptămâni. Și ne-a spus că ar văzut-o pe fata noastră în acea seară, îndreptându-se către sat în acea seară. Ar fi luat legătura cu ea și ar fi spus să se întoarcă înapoi pentru că sunt niște țigani care beau. Sunt în ușoară stare de ebrietate și chiar s-a legat de ea. Numai că fata noastră a zâmbit și a mers în continuare. Făcând drumul acesta de mai multe ori, era sigură pe traseu, era sigură pe ea și a continuat drumul. Dar persoana respectivă ne-a spus că după ce a mers o distanță de 50-100 de metri, a auzit în urmă țipete și a văzut cum fata noastră este răpită și trasă în mașină de 2 persoane. A văzut și persoanele, a văzut și mașinile, pe care da. Practic le-a și descris ulterior poliției. Le-a descris ca și culoare, ca și marcă, dar numărul nu a putut să le spună. La o reconstituire dintre mai multe fotografii, dintr-un album de fotografii cu infractori,
chiar a depistat, a nominalizat două persoane pe care bănuiește ea că au fost cei care au fost în seara respectivă. Iar reacția poliției? Reacția poliției a spus că s-ar putea să-i separă femei, că femeia nu este credibilă și pista aceasta... Nu a fost luată în considerare? Nu știu cât a fost luată în considerare, pentru că la dosar nu apar declarații ale celor suspecți. Ce a zis poliția? Nu ne-a dat nici măcar detaliu, care noi l-am aflat ulterior, că acei, unul din țiganii respectiv, are casa vis-a-vis de Biserica Adventistă de unde plecase fata. Deci, după un an de zile am aflat de la țigani. Știa cine este vorba? Știau, păi, din moment ce spun că eu le-am dat suspecții și zice că i-au interogat, cum să nu știe? Clar, dar ei nu mi-au spus până când am aflat eu și când le-am zis, zic, domnul Ghean, zic, e posibil să nu spuneți un an de zile, nu vedeți că se leagă că vis-a-vis de Biserica Adventistă e casa lor? Deci nu au vrut să dea nicio informație. Ce s-a întâmplat în acești 7 ani și jumătate cu acești doi suspecți? Nimic. La un moment dat le-am zis, dar nu intrați pe filieră, cine sunt, ce sunt? A, doamnă, zice, păi dacă ne luăm de ăștia, zice, își plătesc avocați, nu putem să ne luăm așa de ei. Cine a zis așa ceva? Domnul comisar Ghene Alin, care se ocupa de dosar. Mihaela Chivu, mama tinerei dispărute, primește două telefoane care o pun pe gânduri. Un telefon vine de la niște adolescenți din Zimnicea care văd un afiș cu fotografia Anei în gara din Alexandria. Din plictiseală, dar și din inconștiență, cei doi apelează numărul de telefon scris pe afiș și fac glume nesărate. Un alt apel însă vine de la un număr neidentificabil. O voce de femeie care vorbește cu un accent specific îi cere familiei Chivu o recompensă. Mihaela Chivu merge imediat la poliție. Autoritățile află că cea care a sunat este o femeie de etnie romă din Roșiori de Vede, rudă cu cei doi suspecți. Urmează acțiuni în forță ale poliției. Comisarul Alin Ghene, cel care ancheta cazul la acea vreme, descinde la Zimnicea, percheziționează casele celor doi adolescenți, le ia declarații. Totul este în zadar, după cum era și de așteptat. Însă cea mai mare surpriză este că în cazul femeii care solicitase recompensa, nu se face nicio investigație, nu se percheziționează nimic. Privită din afară, această acțiune dezechilibrată a poliției pare că vrea să ofere publicului doar senzația unei eficiențe demnă de filmele de acțiune americane, dar nu și rezolvări ale acestui caz. Dincolo de această situație particulară, filozofia lui ne facem că facem are consecințe grave și profunde în întreaga societate. Traficanții găsesc astfel vulnerabilități, atât sociale, cât și ale sistemelor polițienesc și judiciar, reușind de multe ori să scape nepedepsiți. Am văzut pe fata, femeia care ne-a sunat cu recompensa, anul următor venea acasă, vacanță, vara, că îi vin țiganii, știți. Și îi ziceam, domnul Ghene e venită. M-am întâlnit cu ea pe stradă. Nimic. Nimic. Și a trebuit să mă iau eu de ea. Anii următori, iarăși m-am întâlnit cu ea. Și i-am zis, Corina, zic, ești mamă de fete, nu vreau să mă cer cu tine, dar te rog eu frumos, învățați-o. Învățați-o să spună că a vrut ea să plece și nu mai mă interesează cine ce a făcut, numai că vreau un copil înapoi și dați-i drum. Ce, de unde știi tu, dragă, că am sunat eu? Păi zic, poliția mi-a spus. Și-a dat seama că știu la sigur că poliția, eu m-am dus la poliție cu numărul privat și poliția a sunat la Cosmote și a identificat numărul care m-a sunat cu recompensă. Și drept replică zice, m-auzi, dragă, și dacă poliția nu mi-a făcut nimic,
ești tu mai deșteaptă? Și-a făcut la stânga împrejur și m-a lăsat în stradă. A urmat un telefon de răscumpărare. Ce s-a întâmplat în acest caz? Această pistă cu telefonul, la declarația părinților, a fost verificată prin mijloace specifice, cu implicarea altor instituții. Tot așa nu au dus către o identificare concretă a unei persoane care să știe despre persoana dispărută. Vă dau un exemplu din același caz. Mai a existat un apel telefonic, tot părinții au venit și au declarat, de la un bărbat care susținea că o cunoaște, că știe unde se află. Am reușit identificarea lui și s-a verificat în mod concret. Tot așa, a fost o farsă într-un final. Și în cazul Corinei a fost vorba despre o farsă? Din cercetările efectuate, cum v-am spus, toate actele întreprinse sunt la dosar. Nu au rezultat date că ar fi implicată în vreun act ilegal împotriva fetei respective. Ca paranteză, dacă o persoană în România sună și cere răscumpărarea unei persoane dispărute, acest lucru poate fi sancționat cumva din punct de vedere legal? Altfel spus, această femeie, Corina, din câte știm, este în libertate, nu i s-a întâmplat absolut nimic. Numai să fie probat lucrul ăsta. Să reușim probarea. Acest lucru, deci, n-a fost orice, reușit. Da, orice faptă trebuie probată. Cât timp există o declarație contra o declarație, în general, nu neapărat la cazul ăsta. Unde se află acum suspecții? Unii în Spania, unii în Anglia au rețele de fete. Ce știu de la prostituatele care umblă cu el, cu ei. Asta este o certitudine? Certitudine 100%. Și poliția nu intervine? Și poliția nu se bagă. Orice altceva au făcut. Deci, dacă o vedeți, dosarele sunt doldora. Însă pe filiera lor, nu, n-am nimic, n-am văzut nimic în dosar. Orice se fac, o caută pe la biserici, pe la mănăstiri, pe la spitale, pe la N, să-și justifice cumva activitatea. Însă pe problemă și a zis, de ce nu mergeți pe firul lor, cu ce se ocupă? La care domnul spune, zice, oricum nu cu munca. A, deci știți. Verificările și cercetările în acest dosar au urmat mai multe piste, inclusiv varianta unei răpiri, care nu a fost eliminată, au fost efectuate cercetări, inclusiv varianta suicidului, fiind efectuate căutări cu efective extinse și de polițiști, jandarmi, pompieri și cu voluntari, inclusiv o plecare voluntară. Deci se puteau întâmpla mai multe. Și nimic? Până acum nicio dată concretă. Fata este în continuare căutată. Aș vrea să vă întreb ceva și aș vrea să răspundeți cu toată sinceritatea. Credeți că există vreo formă de asociere, vreo formă de corupție între poliție și acești posibili proxeneți? Da, deci în mod sigur există. În mod sigur și de modul cum mi-a dat replică țiganca cu recompensa. Adică poliția nu face nimic, ce crezi când faci tu? Cine ești tu? Suntem de la emisiunea Dispăruți fără urmă, așa, și am venit de la București și este în legătură cu cazul unei fete care a dispărut acum 7 ani și jumătate, Ana Maria. Așa. Tanti Silvia, Rafael Udriște sunt eu. Căutăm aici. Doamne ajută. Doamne ajută. Tanti Silvia este cea care a văzut-o exact în momentul în care a fost răpită fata, da. Da, fata. Vreau neapărat să ne povestească ceva, să ne povestească acest moment. Nu știu care e problema. Vă rog, da. Ea chiar nu ești acum acasă, e la rușiu de vedere. Sunt
Tati Silvia? Da. Tu sunt Rafael Rubi și de la București, venind de la emisiunea Dispărut fără urmă. Era 5 mai 2012. Era ora 8 seara. Ce vă mai amintiți? Nu. Cât era aceasta? Era... 20. Da. Așa. Frumă așa zis, mă, pe înseara. Vorbea fata la telefon. Da, cum ai? Era niște colani cu o geantă pe umă. O fetiță. Și eu zic, mă, micuță. Eu până să ajung la fată, acum la intersecție, în grință, în dorință, erau 3 mașini. Acolo au fost și frumarea acolo. 3 mașini, nu 2, 3. 3? 3 mașini. Nu, era un mexican, un tăcut Perciune așa de sână pe lui. A venit cu o sticlă de, cu un pahar de bere de la Marili. Zice, când să trec, eu rămân câte mult bani. Și... El a scut bicicleta. Da. Așa de tatu. Și zice, a, nu e bună bă, asta e bătrână. Și am stat pahar de bere pe mine. Eu am tăcut din bine. Că era pe murgite și era într-o sâmbătă și n-aveam, nu era nimic pe stradă. Când am capul, când se ies de încălzire, intra pe fetea asta. Dar n-aș fi pe ea dumneavoastră, că e un Dumnezeu dacă vă mânc. Mă, micuță, tu singură, de ce îngui până pe timpul ăsta acum, singură? Zic, ea s-a oprit în loc, zâmbind, am trecut cu vorbirea, gândea, cu telefonul mână. Lasă, zic, sunt ajuns. Eu când se iau curva, se iau curva asta, așa, m-am întâlnit cu un taxi. Era un taxi gata. Nu. Stai să vă spun. Și era un singur. Aproape de port, m-am întâlnit cu altul, taxiul și era băiatul, era șoferul și zic, nu l-am cunoscut. Și eu zic, aoleu, zic, de ce nu face fetița aia cu mâna ta să o ia? Eu când s-a ieșit la curba aia așa, am auzit tipul. Și a tras o mașină, o mașină cu geamul lipită. Cam câte declarații de-am dat la poliție? Nu, le mai țin minte. Și de ce n-ai mai dat ultima declarație? Ce ți-au zis polițiști? Cum? Ce ți-au zis polițiști? Mi-a zis că să-mi văd de treaba mea, că... de ce mă amestec eu la treburile astea, ca să îmi fac zile negre? Și asta am plecat. I-ați recunoscut pe unii dintre acești oameni? Da, ianul ăla ne-a recunoscut. Și l-ați confruntat? Da, pe Irea și dâns. Da. Și, într-un album foto. Da, și tot... Și l-ați arătat exact? Cu... Tot același țigan care l-am văzut că după aia fișile, tot ăla mi-a zis mie... Tot ăla mi-a ieșit înainte cu... Pahar. Era pe drum și v-a aruncat... Da, bere. Da, berea... da, da. Da. Pentru noi cazul Anei Maria Chivul este unul special, pentru că dacă în alte cazuri pe care le-am investigat, ni se părea că ne izbim de un zid, nu reușeam de unde să apucăm cazul, de data aceasta vorbim despre 3 martori. Haideți să vorbim despre primul martor, o femeie care a trecut cu bicicleta prin pădure și care susține că a văzut momentul răpirii. Ce ne puteți spune despre acest prim martor? Toate activitățile au fost efectuate sub supravegherea procurorului de caz, inclusiv... Declarația acestei martore a fost analizată și verificată, fiind coroborată cu declarațiile mai multor martori care treceau în momentul în care fata traversa pădurea. Au existat neconcordanțe, nu au dus la un rezultat concret. Putem spune... Deci că această femeie a fabulat? Că totul a fost în imaginația ei? Nu pot să spun că a fost imaginația. Spun decât că nu s-a putut corobora cu alte probe. Nici la indicarea pe albumul foto
persoana respectivă a indicat o persoană care era încarcerată de mai mult timp și nu putea fi prezentă acolo. Deci asta a fost o pistă care până la urmă nu a putut fi urmată. Femeia cu bicicleta, cea care ar fi văzut-o pe Ana Maria chiar în momentul răpirii, era o femeie simplă, nu cred că avea atâta imaginație. Ea la un moment dat spune, nu știu dacă asta o spune oamenilor, spune că ea a fost cumva forțată de poliție ca să-și retragă afirmațiile. Nu putea să o forțeze nimeni să-și retragă afirmațiile. Îmi dau seama că nu e interesul la nimeni, nu-și permite nimeni din poliție să întreprindă asemenea fapte. Nu există numai poliția dintr-o localitate. Sunt structuri superioare, există parchet, există... De nu se pune cazul de așa ceva. În cazul Anei Maria Chivu mai există o declarație extrem de importantă. Din motive lezne de înțeles, martorul nu a putut să ne vorbească în fața camerei. Mă voi erija eu în mesagerul lui. La mai bine de un an de la dispariția fetei, Mihaela Chivu a primit un telefon de la un cunoscut din Spania. Acesta i-a spus că a văzut-o pe Ana Maria la Madrid, cerșind la metrou. Nu s-a putut apropia de ea, fiindcă era însoțită de câțiva bărbați. Ba mai mult, acest martor extrem de important a revenit în roșior de vede. Cunoscându-i pe traficanți, a reușit să afle chiar de la ei cum Ana Maria a fost răpită, ținută timp de o săptămână în roșior de vede, iar apoi au transportat-o peste graniță cu un microbuz. Ca să evite controlul de frontieră, fata ar fi fost sedată și trecută granița în compartimentul de bagaje. Ei bine, nici această mărturie nu a fost suficient de puternică pentru poliția din roșior de vede. De ce? Asta suntem și noi curioși să aflăm. Ce v-a povestit această fată, Cristina? I-a povestit că a vorbit cu unul din ei, că celălalt nu era venit, cel din Anglia nu era venit, decât cel din Spania, și zice: doamnă, nu pot să cred că informația am aflat. Am stat 2 ore și ceva cu țiganul de vorba, așa s-a exprimat. Și mi-a zis că nu scoate fata 2 vorbe pe zi, că a stat în roșior cam o săptămână, zice, să nu vă imaginați că au violat-o. Zic, îmi imaginez Cristina, că nu avea cum să scape altfel. Apoi au dus-o în străinătate, în Spania. Acolo i s-a făcut rău. Au dus-o la spital. Văzând că nu face față la prostituție, au băgat-o la cerșit ca să scoată cumva bani pe ea, într-un fel sau altul, să scoată niște bani. Zice, dar zice, ea nu bea suc. Mi-a zis, ea nu bea cafea, nu bea alcool, nu fumează. Păi zic, Cristina, noi suntem adventiști. Era un adevăr, adică ea nu știa, dar se confirma că nu fabula fata. Zic, da, zic, n-a băut în viața ei, nici noi suntem din părinți, tot așa. Și cum a trecut-o? Zice, apoi au drogat-o și au pus-o la microbuz, au trecut-o, au pus-o sus la plafonul de catifea. Și eu zic, dar fă-mă să înțeleg. Cum adică? Păi au drogat-o și au pus-o sus la bagaje și au mascat-o acolo când au trecut-o dincolo. Fără acte, pentru că ea are buletinul acasă, are diplomele acasă, are tot acasă, toate actele sunt acasă. Deci n-a fost ceva plănuit de ea ca să-și ia actele, ea să... Deci mi-a povestit totul și zice, doamnă, zice, eu vă ajut, că urma să plece în septembrie înapoi. Eu vă ajut, dar să nu cu poliția de aici, din Roșiori. Că mi-e silă, așa, 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 mă rog, i-am mai avut tangențe cu poliția, vă dați seama dacă a umblat. Și zic, nu, Cristina, uite, în Spania, acolo. Acolo în Spania și sora mea tot pleacă ei în septembrie, pleci că ei nu mai plătești transportul și mergem acolo la poliție și zis și făcut. O a treia persoană a susținut că ar fi văzut-o pe Ana Maria Chivu în fața unei guri de metrou, în Madrid. Ce ne puteți spune despre această pistă? Au fost întreprinse activități specifice prin intermediul autorităților spaniole. S-a solicitat sprijin, am primit și răspuns, din păcate negativ.
Ce fel de om era Ana Maria? Era un om cu minte. Deci era mai tăcut așa. În familie era deschis, cu rudele era... Se bucura când veneau rude pe la noi, când... În biserică iarăși era destul de... Se desfășura bine. Nu era prea descurcăreață, așa, prea inteligentă. Avea și o boală epilepsie. Ana Maria mi-a fost elevă timp de 3 ani, în 2008 până în 2011, la specializarea farmacie. Pe toată perioada asta a fost un copil care pot să-l caracterizeze ca fiind un copil bun în timpul școlii. Fără să aibă absențe numeroase, mai simta că ea facea naveta de la Roșior la Alexandria, școala fiind în Alexandria, și doar când erau probleme dintre acestea de pierdea autobuzul, trenul sau mă rog ce. Dar în rest, nu mi-a creat probleme, n-a creat probleme. Cu colegii de clasă relaționa, efectiv, n-a ieșit din evidență ca un element care să fie în afară de normal. Era pasionată de ceea ce făcea? Îi plăceau disciplinele farmaceutice, da. Și avea și parcă și o doză mai adâncă așa de civism, de respectarea a disciplinii acestea umane. Pentru că asta a fost concluzia mea. Ea aparținea și unui cult religios, fiind adventistă, și aceasta și-a pus amprenta asupra ei. În familie, în societate, în colectivitatea dumnealor pe care o frecventau. Și asta făcea într-adevăr să nu fie un copil deosebit, să nu fie un copil care să creeze niște probleme. Niciodată n-a fost așa căutată de băieți, că știu problema ce s-a întâmplat cu ea în școală sau s-o aștepte cineva. Era deci o fată cu minte. Totdeauna mergea însuțită de colegele din Roșior, care erau de acolo. Cazul despre care vorbim, al Anei Maria Chivu, este unul atipic. Pentru că în acest caz am găsit martori. Avem chiar un martor ocular care a văzut momentul în care fata a fost răpită. Ce șanse sunt ca Ana Maria să fie adusă în țară? Se fac foarte greu cercetări în rețelele de prostituție. La fel de greu se obțin informații și din rețelele acestea de cerșetorie, care produc foarte mulți bani. Există teritorii pe care și le dispută cei care pur și simplu scot la cerșit persoane pe care le abuzează, persoane lipsite în mod ilegal de libertate. Dacă discutăm despre cei 3-4 care au intrat în vizorul anchetatorilor în baza unor informații primite de la martori, sunt convins că ancheta, cercetările în ceea ce îi privește, au fost făcute, dar neexistând probe concrete care să justifice o solicitare de arest preventiv, o reținere, măcar, nu au putut fi reținuți, libertatea lor nu a putut fi îngrădită, dar asta nu înseamnă că ei nu sunt în vizorul anchetatorilor. Există foarte multe posibilități, poate chiar ala lung, de supraveghere a activității infracționare a unor astfel de indivizi, și atunci când se culeg și se adună foarte multe probe, suficiente cât să convingi judecătorul că acel om comite un șir de infracțiuni, atunci abia te duci cu dosarul în fața instanței. În schimb, în perioada aceasta poți culege informații. Îi vezi, anturaj, vezi complici, vezi mijloace de transport, de comunicare. Orice poți afla despre el, aduni și la momentul oportun le folosești pentru a deveni probe. Informația pe care a adus-o acea fată și pe care i-a transmis-o mamei celei dispărute a ajuns și la poliție. Știu că s-a luat legătura cu poliția din Spania, s-au făcut niște verificări, nu a fost găsită. Mai există informații care trebuie verificate sau care nu se confirmă. Acea internare la spital, îngrijiri medicale, dar acolo putea fi internată dacă a avut o problemă, pentru că am înțeles că ea suferă de o anume afecțiune.
medicală, este foarte posibil ca ea să fi fost prezentată la o urgență sub o altă identitate. Și de aceea nu figurează în registru cu datele pe care le au polițiștii. În rețelele acestea de trafic de persoane, fie că vorbim pentru prostituție, fie că vorbim de cei pentru cerșetorie, atunci când se consideră necesar, se obțin din partea rețelelor omologe de acolo, din țările respective, se pot obține documente false. Sau chiar și de aici, din țară, de la cei care pot confecționa astfel de documente de cât de cât apropiate ca aspect cu cele oficiale și care acolo, în Spania, pot fi folosite la legitimare. Aici, în țară, dacă le-ar folosi, orice polițist și-ar da seama că ceva nu e în regulă. Acolo, fiind vorba de un document de identitate al altei țări, posibilitățile acestea sunt mai reduse. Toate declarațiile care s-au făcut și de femeia în vârstă și de fata respectivă, nu înțeleg de ce n-au fost luate ca atare și au fost chemate și exasperate de enor să vină până au renunțat. Până le-a fost teamă și au retractat în final. Deci asta mi se pare o metodă anti-umană. Cum adică? Să o determini să renunțe de frica țiganilor. Practic vorbim despre câteva vulnerabilități ale sistemului. Mai întâi vorbim despre trecerea frontierei. Se pare că Ana Maria a fost trecută granița sedată. Vorbim despre o rețea de falsificatori de acte de identitate. Ana Maria Chivu era o fată credincioasă. În ziua dispariției se întorcea de la biserica pe care o frecventa, de la Biserica Adventistă din Roșior de Vede. Terminase o școală pozițială sanitară. Mai mult decât atât, Ana Maria se pare că era virgină. Nimic din profilul ei nu ar fi făcut ca ea să intre în schema traficanților de carne vie. Ce fel de oameni sunt aceștia? Acești indivizi nu au niciun fel de reticență în a folosi semeni în industria aceasta, fie a prostituției, fie a cerșetoriei. Păi nu îi interesează câtuși de puțin ce pregătire are persoana pe care urmează să o răpească sau pe care au răpit-o deja. Nu îi interesează ce comportament. Poate îi interesează de multe ori aspectul în cazul în care intenționează să racoleze aceste persoane și să le oblige să se prostitueze. În cazul cerșetoriei au fost situații când pur și simplu i-au schilodit, tocmai pentru a inspira milă, pentru că acolo unde vor fi puși să cerșească, să obțină mai mulți bani. Nu au scrupule acești oameni. Nu interesează nimic, îi interesează numai banii. Și din ce știu în acest domeniu, sunt de o duritate ieșită din comun. Ei sunt conștienți că acești oameni pe care ei îi exploatează pot fugi în orice moment pentru a-i descuraja să facă astfel de gesturi. Recurg la niște violențe greu de imaginat. Dacă au un exemplu, să spunem că e un grup de 5, 6, 10 persoane care sunt scoase la cerșit și una încearcă să fugă și e prinsă de ei, pedeapsa pe care o aplică este exemplară și descurajantă pentru ceilalți. Se merge până la a desfigura, au fost tăiați pe față. Vorbesc aici în special la rețelele de prostituție. Chiar dacă ar pierde din clientelă, pentru că de multe ori aceste fete apar cu niște fizionomii hidoase după ce tratamente li se aplică din partea proxenetului sau acei indivizi care aplică sancțiunea, ei sunt de acord să piardă un om numai ca să dea exemplu celorlalți ce îi așteaptă, celorlalte de regulă. În cazul acesta, al schimonosirii, al schilodirii, al desfigurării persoanei respective, ea poate fi folosită în rețeaua de cerșetorie. Adică la ei nimic nu se pierde, totul este o marfă. Ei nu consideră persoanele respective ca oameni. Nu, sunt obiecte care produc bani, indiferent cum. Este indusă ideea că România este pe primele locuri în Europa atunci când vorbim despre traficul de persoane. Cât de adevărată este această afirmație? Numărul românilor care sunt victime de traficul de persoane în străinătate în cadrul cifrei totale este unul destul de ridicat.
nu așa cum am auzit la nivel de 74%. Însă este clar că avem un număr mare de victime din România exploatate în străinătate. De asemenea, un număr mare de traficanți, că de multe ori sunt pe relații de familie, pe relații de cunoștință și așa mai departe. În același timp, datele oficiale ale Uniunii Europene arată că România este pe locul 2 la numărul de investigații în Uniunea Europeană pe cazul de trafic de persoane, după Franța, și este pe locul 2 la numărul de condamnări. Deci România are al doilea cel mai mare număr de condamnări din Uniunea Europeană. Asta arată și dimensiunea fenomenului, dar arată și preocuparea spre rezolvare. Conform unor date furnizate de poliția română, aceste fete, care sunt luate de obicei din localitățile sărace ale țării, sunt apoi duse în Marea Britanie, Spania, Germania, Franța și Italia. Sunt forțate să se prostitueze, să muncească sau să cerșească. Cu cât cercetăm mai mult, cu atât ajungem la concluzia că Ana Maria a fost răpită, trecută granița clandestin și trimisă în Europa la produs. Ceea ce este mai grav este că fata suferea de o boală neurologică care necesita tratament permanent. În seara dispariției, ea nu avea la ea nici documente personale, carte de identitate sau pașaport și nici medicamentele necesare pentru o perioadă mai lungă. La aproape o lună de la dispariție, în iunie 2012, Ana Maria se pare că a fost văzută în Caracal. Lucru deloc imposibil, pentru că distanța dintre cele două orașe este de doar 50 de kilometri. Avem aceste trei elemente, acțiune, mijloc și scop, ca să avem trafic de persoane. Cu ceva timp în urmă, aceste capitole, să le spun, din această dramă a traficului, erau făcute de mai multe persoane, o grupare de crimă organizată foarte bine structurată din punct de vedere ierarhic și așa mai departe. În ultimul timp, pe fondul acțiunilor instituțiilor de aplicare a legii din România, dar și din celelalte țări europene, traficanții au înțeles că este mai periculos pentru ei să acționeze ca un grup organizat de mari dimensiuni, cum erau chiar și la începutul anilor 2000. În momentul de față vorbim de foarte puține astfel de grupuri, deoarece se preferă organizațiile de tip redus, de 2 sau 3 persoane, eventual nici până la 3 persoane, pe cunoștințe foarte apropiate, pe relații, în care cel care recrutează e cel care și transportă, eventual și exploatează, astfel încât grupul se micșorează, posibilitatea de detectare este mai mică și este foarte ușor pentru ei să disimuleze infracțiunea de trafic de persoane în cadrul altor infracțiuni, de exemplu proxenetism. În ultimii ani, colegii de la crimă organizată și procurorii de ICOT au sesizat această alunecare, dacă pot să-i spun, de la infracțiunea de trafic de persoane în vederea exploatării sexuale către infracțiunea de proxenetism. Echipajul de poliție a venit relativ repede, în 15-20 de minute. Nu știau ce să facă, n-aveau tactică, n-aveau un protocol. Nu știu, eu am insistat atunci să pun în alertă echipajul de poliție din Roșiori, cele de la circulație. La un moment dat, când noi pe la ora 12-1 noaptea căutam pe aici, am văzut un echipaj de poliție cumva la ieșirea din Roșiori. Și am întrebat dacă știu ceva, caută pe fata respectivă, că mai oprea câte un șofer din gândire. Și m-am foarte mirat, nu știm de nicio răpire, nu știm de nimic. Aveți încredere în poliția română? Nu. Aveam, până să mi se întâmple, aveam. Pentru că n-am avut tangență, dar acum nu. Există soluții pentru combaterea traficului de persoane? Nu suntem noi în măsură să le dăm. Noi nu putem decât să lansăm teme și să punem întrebări. Ar putea fi o soluție incriminarea nu doar a traficanților, ci și a clienților victimelor traficului de persoane? În Europa, mai puțin de jumătate din state incriminează apelarea la servicii sexuale oferite de victimele traficului de carne vie. Însă, în mai mult de jumătate, acest fapt nu este vizat de lege. Până atunci, dacă ați văzut-o pe Ana Maria Chivu sau aveți orice fel de informații despre ea, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail a emisiunii și pe pagina noastră de Facebook. Pe săptămâna viitoare!